Dintotdeauna am fost atentă la tot ceea ce mănânc, la stilul meu de viață în general. Nu știu dacă la siluetă în mod special, cât la mă simți bine, pentru că n-am avut niciodată 90-60-90, dar cel mai important lucru este că mă simt bine cu mine. Mergi la sală, cum arată alimentația ta? Nu știu, spune-mi un mic secret, vinde-ne un pont. Păi o să-ți spun că fac în fiecare zi mișcare și dacă mă gândesc la mișcare, nu mă gândesc la mersul doar la sală, ci fie că merg la plimbare, că not, că alerg, că fac ceva și mai am un secret foarte, foarte mare și foarte important pentru mine, nu știu dacă pentru ceilalți, nu mănânc decât din 4 în 4 ore, ca bebelușii. Câți ani faci lucrul acesta? Mă știu aproape, pentru că mi-am impus cumva regimul acesta încă de sportivă și mi l-am păstrat în timp și mi se pare că, sau la mine funcționează. Din 4 în 4 ore, adică mănânci ori... Spune-mi un pic, da. Da, mănânc dimineața când mă trezesc și mănânc mic dejun, după care rămân 4 ore, nu mănânc nimic, beau doar apă, peste 4 ore mănânc din nou, nu mănânc nimic, încă 4 ore beau doar apă și cam asta este. Îți pui alarma la telefon? Sau? Nu, cred că alarma este în interiorul meu. S-a setat corpul în direcția asta și chiar nu-mi este foame în perioada asta de 4 ore. Și de câți? Niște ronțe, de câți ani fac asta? Da. Păi dacă mă gândesc că am anul ăsta 54 și am început la 9 ani, oare de câți ani o fi asta? Deci e ca Biblia. Da, da, consider că a intrat deja în bioritmul meu, pentru că știi, fiecare dintre noi avem un bioritm. Dacă ți-l setezi bine, nu mai ai probleme. Înțeles. Știu că tu ești și fericită pe plan amoros, să ești foarte discretă. Unde ți este partenerul? Să știi că încă de multă vreme nu mai vreau să ies în evidență cu nimeni sau cu cineva care este în viața mea, tocmai pentru că eu asta făceam și înainte și mi-a fost foarte bine când soțul meu trăia. Iar acum am considerat că este viața mea personală, dacă tot e personală, să rămână personală. Muncești foarte mult, nu vreau să punctez un lucru, că ai ochii foarte roșii. Să știi că am o alergie pe care o fac în perioada asta și încerc cumva să scap de ea, dar ce pot să spun este că nu muncesc foarte mult, ci muncesc atât cât îmi face plăcere. De la ce ai această alergie? Ceva, nu știu exact, din natură face o conjunctivită din asta care se accentuează în perioada asta. Ce îți mai dorești în această perioadă? Păi îmi doresc să fiu sănătoasă, pentru că eu știu că sănătatea este stâlpul tuturor acțiunilor care le fac în fiecare zi. Și apoi am multe dorințe, dar toate pe rând. Și știi că dacă păstrezi dorința în interiorul tău, ea se îndeplinește. Dacă o spui, gândul este energie și cuvintele zboară și poate nu mai au atâta concentrație ca să se îndeplinească visul sau gândul.